Ați urmărit imagini cu un puternic impact emoțional. Vorbim despre ce s-a întâmplat după a treia rundă de negocieri Rusia-Ucraina. Putin propune deschiderea coridoarelor umanitare de astăzi, de la ora 9 dimineața, în 5 orașe cheie: Kiev, Cernigău, Harkov, Sumy și Mariupol. Bombardamentele nu s-au oprit însă ieri în orașele Irpin și Harkov. Țintele au fost ucrainieni civili care au încercat să fugă din oraș, așa cum ai văzut puțin mai devreme. În timpul evacuării civililor, 8 persoane au fost ucise, a declarat primarul orașului Irpin. Rușii au aruncat în aer șinele de cale ferată, făcând imposibilă practic evacuarea cu trenurile. Să mai găriați tușchi. Пожалуйста. Вот такая, ребята, фигня. Это мои. Și în Harkov s-au dat lupte crâncene ieri și peste noapte. Clădirile curții de apel au fost distruse, mai multe blocuri au fost bombardate. Dacă fie ta normală? La un punct de control din afara orașului, un blindat rus a tras cu mitraliera în forțele de apărare ucrainene. Nu se știe dacă acestea din urmă escortau civili. Din păcate, nici Kievul nu scapă de bombardamente. Trupele de invazie parcă pregătesc acolo un asalt asupra capitalei. Vladimir Putin merge mai departe așadar cu ferocitate. Spulberă spitale, școli, grădinițe și face praf orașe. Mai poate fi oare convins liderul de la Kremlin să renunțe la distrugerea Ucrainei? Îți spune Adrian Zacharman, fost ambasador SUA la București, care a dezbătut subiectul cu Bogdan Nicolae, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Mai poate fi convins să renunțe la această distrugere pe care o practică? Dictatorii nu sunt convinși de subalternii lor de obicei, dar poate să fie, în opinia mea, singurul fel care o să prevină acest macel care se întâmplă în Ucraina acum, este ca sancțiile să fie mai mari împotriva lui. Trebuie să America și restul lumii să nu mai cumpere gaz și petrol de la ruși. Cred că trebuie să facem un no-fly zone, nu necesar pentru peste toată Ucraina, dar măcar peste niște culoare unde se pot reaproviziona ucrainienii cu mâncare, ajutor civil de first aid și arme care le sunt trimise și acum. Și așa că mulți oameni și au dreptate în parte, spun că le e frică de asta, că ăsta poate să facă altceva. Dar vestul le dă arme ucrainienilor acum.
le dăm ajutor pentru civili acum. Făcând un no fly zone, nu este o mare diferență între ce facem și le spune avioanelor, care e cea mai mare primejdie pentru civili, să nu mai vină aici. Și așa că dacă continuă, care eu nu cred că o să facă asta, eu cred că lui Putin e frică de NATO, e frică de America și asta eu cred că o să fie singurul fel să se rezolve acest lucru.